Examenul de titularizare se apropie de final, urmând ca în zilele de 5, respectiv 6 august, să aibă loc depunerea contestațiilor la sediul secretariatului din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Luni, pe 5 august și astăzi, 6 august, se așteaptă contestații încă și mâine va avea loc perioada de reevaluare. Va avea loc recorectarea lucrărilor care au fost contestate și abia pe 8 se vor afișa rezultatele finale ale concursului de titularizare. S-au înscris 1038 de candidați, iar 80% dintre profesorii care au participat la acest concurs național de titularizare au obținut note de peste 5 înainte de depunerea contestațiilor. Considerăm noi că au fost pregătiți bine candidații de anul acesta, pentru că avem candidați care au obținut note între 7 și 10, în număr de 348. Sunt chiar 5 medii de 10 și îi felicităm pe cei care le-au obținut. Și avem 50 de note între 9 și 9,99. Au fost și în intervalul 5 și 7 note. Au fost 295. Evident că la orice fel de concurs de această natură au existat și note între 1 și 4,99. Aproximativ 186 de candidați au obținut aceste calificative. Cei 295 de dascăli norocoși care au obținut notele între 5 și 7 vor avea dreptul să ocupe catedre de suplinitori în funcție de posturile care sunt disponibile. Rezultatele finale ale acestui examen de titularizare vor fi afișate pe data de 8 august, atât la vizierele inspectoratelor județene, cât și pe site-ul Ministerului Educației.